Bună dimineața! Suntem undeva în comuna Mărăcineni și azi vom asista la subtraversarea conductei de gaze. Da, vom avea și noi gaze în comuna Mărăcineni după atâția ani, datorită domnului primar, după lupte seculare, să spunem, foarte mare problema asta cu gazele, dar în sfârșit a fost posibilă realizarea. Și azi conducta de 800 și un pic de metri va fi subtraversată pe sub râul Buzău. Este o lucrare ce rar poți să vezi, să traversezi o conductă de 800 și ceva de metri pe sub apă, dintr-o bucată. Este ceva ce nu vezi în fiecare zi. O să încercăm să vorbim cu cineva de aici, să vedem dacă ne poate da ceva detalii. Au adus foarte multe macarale aici, sunt 4, 5, 6, 10 macarale care ridică conducta, după cum se vede aici. Ia uitați. Conducta asta este până la intrare în sat. Ia uitați. Haideți să vedem unde o să fie introdus. Dar cât mai durează? 40 de minute, a zis. Atât mai durează până începe operațiunea? Da. Cam mai ar fi care m-ar interesa pe mine, că am înțeles că nu poți să stai. Te duci în altă parte. Deci conducta va fi ridicată toată în aer? Da. Pe toată suprafața? Pe aici, cele 5 puncte de sus, pe care sunt. Pun pe la 7 metri și ceva. Scrie jos pe fiecare, scrie mai ținut la care trebuie să vedea. Deci o să fie un arc frumos. Eu am filmat data trecută când am avut altă lucrare, dar mi-a stricat de unul. Hai să... Și cum o introduceți acolo? Cu ce să agață sau cum să... Acolo este o conductă care trage. O prăjină de forajul pregătită să se înghețe la... A, vine în capul ei așa și o împrinde? Deci prea mult încolo, da? Prima dată o trage peste stradă, o fixăm, o legăm, o ridicăm în arcul care trebuie și începe să tragă din așa, atunci vine de peste stradă. Foarte tare! Bun. Vrei să spui ceva la încărcat?
aici va fi trasă conducta în stradă pentru a fi așezat în capătul celălalt. Și apoi o să fie introdusă într-o țeavă care traversează pe sub râul Buzău. O să vă arăt acolo la capăt, să vedeți ce inginerie. Acum asistăm la mutarea conductei. Deci acum o să împingă conducta înapoi 800 și ceva de metri. 800. Foarte, foarte tare. Conducta va trebui introdusă aici. După ce o să o împingă și probabil o să o pună pe jgheabul ăsta așa. Și va fi trasă cu chestia asta. Va fi agățată aici și trasă prin țeava asta până în partea cealaltă a râului. Ia uitați ce mecanism aici. Asta e ceva ce vezi odată în viață cum ar veni. Și o lucrare ce se face odată în viață. Acum va fi ridicată conducta și pusă pe poziție aici. Ia uitați, parcă ar fi un stâlp din acela de la pod pe care să pun șufele. Ce buldozer aici. Ceva antic, dar foarte bun. Uitați, de acolo se prinde conducta, în partea aia. Sunt una, două, trei, patru macarale. Trebuie sincronizarea perfectă aici.
mai trebuie împins în spate. Aia n-am mai mutat-o că aici era ceva, știu, n-avea rost. A, deci conducta o să o trag așa pe maharale, nu? Da. Deci unghiul de 16 grade de ieșire dă în dreptul aparatului o diferență de 1,5 m. Iar să demobilizeze un echipament de ăsta ți-a 3 zile. Păi și acolo mai folosiți la ceva? Nu, nu. A, deci doar tragem conducta și... Și după aceea le demontați? Le demontăm. Și în partea cealaltă cum? Cu ce trage? Este un echipament de 400 de tone, Terecnec. Ma. Și dincolo este un aparat de 250 de tone, Prime Drill. Două echipamente diferite. Înțeles. Aici s-a făcut o intersecție. S-a furat din două locuri diferite, de la Potoceni și de la Verneș, s-au întâlnit la jumătate. La mijloc. Aproximativ. Aproximativ. Da, eu nu pot să-mi imaginez dacă nu știu. Cum a fost posibil să... Să te întâlnești? Da, să te întâlnești și la fix și să nu să sur pe pământul, să nu... Surparea pământului e o treabă și întâlnirea e altă treabă. Surparea pământului se forează cu bentonită pe bază de apă dulce. Bentonita, densitatea apa este mai mare decât a solului. Da? Bentonita creează un înveliș pe perete, se numește turtă de colmataj, așa încât nu intră nici apa în tunel, nu iese nici apă din tunel, iar densitatea bentonitei automat ține tunelul. E ca și cum ar fi un corp mai tare. Am înțeles. La ce adâncime a fost la punctul de întâlnire maxim? La ce adâncime? Cam 4, nu, pot să zic că la punctul de întâlnire a fost minus 45 de metri. 45 de metri? Da. Am înțeles. Lucrarea e de 821 de metri lungime dintre punctul de intrare și punctul de ieșire. Ați mai făcut ceva de genul? Atât de lung? Da. Fără probleme. 2 km, 100, o țeavă similară. Pe sub Dună. În Bulgaria. Exact și tot dintr-o bucată. Absolut. Toate sunt dintr-o bucată. Când vorbim de bucată, ne referim de lungime. Pot apărea riscuri? În momentul când se trage țeava? Tot timpul. De la... Cât mai durează? Da. Ia uitați cum se mișcă chestia asta după 800 și ceva de metri. Și trebuie să le cupleze acolo, la fix. Deci trebuie introdus bolțul acolo. De să tragi, să împingi 800 și ceva de metri și să nimerești la fix acolo în bolțul ăla, asta e ceva ce nu vezi în fiecare zi. Thank you.
Ia uite, la fix, așa. La fix. Artă. Artă și precizie. Și acum este operațiunea cea mai interesantă. Să tragă țeava asta imensă pe sub apă. Deci ați auzit, la 45 de metri este punctul cel mai jos. Și a plecat. A început intrarea. Asta e momentul unic. Și lumea se roagă să fie bine, să nu se întâmple ceva pe traseu, că e trist rău. Deci asta, din ce am înțeles, o să bage presiune de apă în țeava asta mare să alunece ușor. Și văd că mai este un aparat acolo care nu știu ce face. Ia uitați, a început tragerea. Nu poți să mai ridici un chic. Mai sus, mai sus, că nu vezi că e jos de tot. Că nu trebuie să o ating jos. Vine apă.
Deci așa se, așa se traversează. Se subtraversează. Foarte tare. Auziți? Este... este băgată cu presiune de apă. Auziți, ce, ce face aparatul acela? Ce măsoară cu el? Care aparatul? Care e pe conductor? Măsoară... Uite, specialist. Verifică să vadă dacă izolația este bună. Am înțeles. Deci dacă nu s-a întâmplat ceva în momentul la orele respective, dacă nu s-a întâmplat ceva să fie zburiată, dacă e ceva, îi dă un semnal acustic că atinge la țeavă și este o problemă cu izolația. Am înțeles. Va merge pe toată, cât va trage conducta, va merge în permanență și verifică pe toată ce puteri. Mulțumesc! Încerc să ajung și din partea cealaltă la Vernești, să vedem acolo utilajele. Haideți că am ajuns și în partea cealaltă. Uitați, aici o să iasă conducta. Așa lucrează. Ia uitați. Și durează cam 10 ore toată treaba asta. Să scoată conducta 800 și ceva de metri, 10 ore. Ăsta e utilajul. Totul curat, aranjat.
ajunge acolo. Cred că funcționează gen ca la sondele de petrol, așa. Se îmbiletează. Trage câte un segment, se scoate, aproximez eu așa, care, nu știu, vreo 6 metri, cred, o țeavă. Ia să vedem cum o trage. Da, am avut o problemă de microfon, abia acum am reușit și l-am pus. Nu știu cât se înțelege. Acum probabil bagă apă pe țeavă. Ziceam că am filetat conducta. Trage câte un segment. Cam așa funcționează. Se duce până sus. Bine, am zis că are cam 6 metri țeava, dar nu știu, cred că e mai lungă. 1, 2. Poate aflăm de aici. Țevile se spală. Ia uitați, de aici trage, de aici își trage noroiul. Apa asta amestecată cu noroi. S-o bage acolo înăuntru, să alunece țeava ușor. Și merge prin învârtire. Asta e aparatul ce o manevrează aici. Și ajunge la capăt. Foarte tare. Ce vezi aici în situații de gen? Stop. Gata, încă o secțiune. Cam asta a fost. Și așa continuă 10 ore. 10 ore durează să traverseze 800 de metri de conductă. Cred că vreo 10 metri are conducta asta. Mamă, ce motoare aici. Foarte tare. Asta e utilajul. Ia uitați ce picioare are. E înfipt. Și asta cred că e o freză. Cu asta a săpat. Da, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Tare interesant. Ia uitați ce motoare mai avem acolo. Ce ori face motoarele? Ia uitați câte sunt acolo. Acolo probabil trag tot mâl din ăla. Era interesant de aflat exact, dar na, asta e situația, oamenii au treabă. Asta e secțiunea de conductă. Tragă o conductă, o spală, o așează la locul ei și tot așa până la noapte. A, pun și capace frumos.
Gata, în curând o să avem gaze mărăcineni. Mulțumesc că m-ați urmărit. O zi frumoasă să aveți.